Kalispera, Kikalos Ilhate. Este săptămâna grecească la Lidl și am zis să vă salut în limba greacă. Cel mai uzual cuvânt de salut cred că este Kalimera. Eu postez seara, așa că vă salut cu Kalispera, care înseamnă bună seara, și în continuare am spus eu acolo bun venit. Ați văzut deja că e vorba despre produse grecești și despre Grecia, pe care o iubim foarte tare. Voi lua produsele așa cum sunt ele pe bon, în ordinea pe care le am pe bon. Am 3 bonuri pentru că am vrut să mă înscriu la ambele concursuri, cel cu BMW-ul și cel cu cămara noastră. Și hai să începem cu vedeta acestor cumpărături. Praline cu uzo și ciocolată. A costat 14,99 lei o cutie din aceasta, care ar trebui să aibă 162,5 grame. Am cumpărat evident două și hai să vedem dacă reușesc să o deschid ca să vă să văd împreună cu voi, de altfel nu cred că reușesc. Hai să-mi iau o foarfecă, pentru că tot o am la îndemână. Sigur are un sticăruț din acela, dar nu am răbdare și nici nu am reușit să-l văd. Ia să vedem. Eu sunt mai curioasă decât voi, cred. Da, arată ca pe cutie. Sunt fancy, elegante. Îmi place, sigur. Vor fi senzație. Le-am pus deoparte ca să nu le răstorc aici. Apoi avem telemea în panadă. Aceasta a costat 12,99 lei, această cutie de 350 de grame. Nu este cașcaval, deși arată ca un cașcaval pane, și are niște sosuri de înăuntru, niște sosuri de ardei gras și roșii. E un produs vegetarian acesta. Interesant. Apoi avem chiflă, lipie. Hai să vă arat lipia, pentru că mi s-a părut foarte interesantă. Eu nu am mai văzut genul ăsta de lipie la Lidl, cel puțin la Lidl-ul de lângă casa mea, dar mi se pare foarte interesantă. Și abia aștept să o încerc. Lipia a fost 1,69. Apoi mai avem niște hrană de pisici pentru Mițu. De la Whiskas mănâncă el 6,15 lei aceasta. O cutie cu musli. Ne plac foarte mult acest crunchy musli cu căpșuni. Cred că am mai avut varianta cu upsii. Au căzut după dulap, după cum ați văzut pralinele. Dar nu-i nimic, le recuperăm. Acești musli au costat 4,15 lei. Mi se pare un preț foarte bun pentru niște musli atât de delicioși. Hai să nu-i punem nici și pe ei după. Apoi și-am mai luat Eva o cutie de la Festa Cappuccino cu vanilie, care a costat 4,89 lei. Sunt aici 10 pliculețe de cappuccino și atât pe primul bon, care a totalizat 65,82 lei. Apoi, pe al doilea bon, cum au ajuns ele pe bandă, evident, am luat acest mic de salată fresco, care a costat 3,49 lei. Apoi Eva a mai luat acest nectar de portocale, 5,59 lei pentru 2 litri, cred că sunt aici, da? Și are concentrat minim de fructe 50%, ceea ce e ok. Mai sunt cele de la Solevita, pe care le cumpărăm destul de des, care au o concentrație de fruct de 100%. Mai departe, un castravete e pe aici pe undeva, care a costat 2,99 lei. Un piept de pui e și el pe aici, 12,39 lei. Caș proaspăt afumat, hai să mut camera așa, scuze de deranj. Pe ăsta l-ați văzut și în holul anterior cu cămara noastră. Ne-a plăcut foarte tare, foarte tare, așa că am mai cumpărat două. A costat 8,49 lei pentru 300 de grame. Bineînțeles, binecunoscutele crutoane. Apoi am mai luat niște pateuri cu susan și oregano. Erau destul de multe variante de pateuri și o să vă las, ca de obicei, la final niște imagini cu ce am filmat în magazin.
Acestea ar fi mini sesame pies cu verdețuri și cu susan. Acestea au fost 12,99 lei și avem aici 1 kg. Apoi am mai luat și aceste 5 pack, pateurile cu brânză, tot 1 kg. Și au costat 9,99 lei acestea. Apoi și-am mai găsit Eva și i-au făcut cu ochiul niște chipsuri grecești, Greek style, cu aromă de tzatziki. Acestea au fost 4,99 lei. Am mai văzut eu într-un răftuleț această mască facială cu șarcoal, cu cărbune. Și am zis să o încerc. Asta a fost 2,99 lei. Și pe bonul ăsta avem niște brânză halloumi. Nu știu care este. Asta este? Nu. Nu e asta brânza halloumi. Am găsit și brânza halloumi cu busuioc, care a costat 12,99 lei și abia aștept să o încercăm. Asta o să o gătesc la grătar. Și aici se încheie și al doilea bon în valoare de 76,9. După cum vă spusesem și în clipul anterior, concursul acesta de la cămara noastră, dacă vreți să participați la el, trebuie să aveți un bon de minim 70 sau 75 de lei. Eu am peste oricum și minim un produs de la cămara noastră. Deci am două bonuri pe care voi intra pe site să le înscriu ca să particip la concurs, evident. Și mai există și celălalt concurs, cel cu BMW-ul, în care trebuie să faceți cumpărături de minim 50 de lei și să scanați codul de bare din aplicație la casă ca să puteți să vă înscrieți. Și mai am un al treilea bon în care am... Începem cu un iaurt grecesc cu fructe. Este acesta cu mure, care a costat 6,99 lei. Sunt 4 cutiuțe din acestea de 125 de grame. Hai să văd dacă reușesc eu să scot una fără să rup ambalajul. Nu am reușit, dar mă rog. Așa arată. Să sperăm că vor fi delicioase, ce pot să spun. Apoi, crutoanele acelea, rahat grecesc, Greek style delight. Am mai mâncat ceva de genul ăsta în Grecia și nu prea mai am amintesc sincer foarte clar. Ei scriu aici with mastic flavor. Nu mai știu ce e mastic, e o plantă, dar ia să vedem dacă reușesc să găsesc eu. Bine, așa se traduce. Deci rahat cu aromă de mastic în formă de cuburi în stil grecesc. Asta a fost 5,99 lei. Apoi am mai luat o feta condimentată pentru copt, aceasta, care a costat 7,99 lei. Asta este scumpișoară, 150 de grame, 8 lei. Dar sunt specialități grecești, n-am mai fost de mult în Grecia și ne este dor și ne facem pofta de Grecia cu mâncărurile astea. Apoi am mai găsit acești biscuiți cu unt, care nu sunt de la săptămâna grecească, sunt de la Favorina. Dar arată tare interesant, așa, și cutiuța, și biscuiții, ne-au plăcut foarte tare. Ăștia au costat 9,99 lei. Ăștia sunt buni la cafea la birou. O să-i servim la birou. Apoi, bugața cu cremă, care a costat 7,99 lei. Și hai să o vedem pe bugața. Noi am mâncat, am făcut, mă rog, când am fost acum două dăți în Grecia, am fost la un curs culinar și am învățat atunci să fac galacto burico, pe care nu l-am făcut spre rușinea mea, dar poate o să încerc să fac și asta, pentru că rețeta încă o am notată undeva pe o agendă. Asta seamănă cu bugața, asta seamănă cu galacto burico. Este o plăcintă cu cremă de vanilie, de fapt. Apoi baclava cu nucă, aceasta a costat 15,99 lei. Sunt 10 bucățele și 400 de grame. Cea dinainte avea 457,5 grame aici. Apoi am mai luat condimente pentru că chiar se terminaseră și nu mai aveam deloc din condimentele acestea care îmi plac foarte tare. Astea vor să-mi ajungă cel puțin până la sfârșitul anului, pentru că am luat 3 modele diferite. A costat... Unul a fost 7,99 lei, unul 3,99 lei și unul 5,99 lei. Scuze.
Asta e pentru fripturi. For bifteci, scrie. Am luat două la fel. Ce am făcut? Le-am încurcat acolo, dar nu-i problema. Și asta este pentru tzatziki. Mai departe, am mai luat o salată de vinete și ardei. Scrie pe ea. De fapt, ar trebui să fie un sos de roșii și ardei gras, care a costat 5,99 lei. Și o brânză, brânză proaspătă, o bucată de 8,49 lei, nici nu mai îmi dau seama care ar fi. Cred că asta este, habar n-am, m-am încurcat în brânze, asta este o cremă de brânză cu roșii uscate și brânză feta. Una a fost 5,99 lei, una 4,49 lei, nu mai îmi dau seama chiar foarte clar și încă un caș. Cam astea sunt toate cumpărăturile și vă las cu imaginile din magazin. Pentru astăzi o să gătesc aceste brânzici pe care o să le mâncăm cu lipia de la Lidl și cu acest tomato în red dip, sau sunt și cele două sosuri care erau în cutiuța cu brânzeturi. Brânzica este în air fryer. Dacă nu-l cunoașteți pe air fryer, acesta este. Am făcut eu un videoclip în care l-am prezentat, vi-l recomand călduros. Și haideți să vă citesc un pic de pe plic ce recomandă ei pentru preparare. Să punem brânzica pentru 3-4 minute la înfripteză la 150-160 de grade. Eu am pus la mai cald, scuze de umbră. Este seară și nu mă ajută lumina de afară deloc. Și am pregătit aici tavița, imediat sunt gata și le servim. E o gustare super, super, mega rapidă. Ia să vedem ce avem noi aici. Iată ce avem noi. Nu sunt chiar rumenite. Am început să se topească. Ia uite, pe aici deja iese brânzica. Delicioase! Trebuie să fie delicioase. Deci o gustare rapidă, gata, înainte să vă dați seama, iată. Și aici este și tava cumpărată recent de la Jumbo, că toată lumea s-a mirat la ce folosim atâtea tăvi. Iată, la gustări rapide și delicioase. Și așa cum v-am spus și anterior, vă voi lăsa să vizionați imaginile filmate de mine în magazin, pentru că, evident, oferta de produse din gama Eridanus, cred că Eridanus, nu știu cum se pronunță exact, este mult mai variată și găsiți în Lidl o grămadă de produse interesante. Eu vă mulțumesc ca de obicei că v-ați uitat și, evident, vă aștept cu mare drag la noi cu noi videoclipuri aici la mine pe canal. La revedere!